ceilalți cu echipii. Tiam, ce deviere bună pentru Blănuță. Ovidiu Bic, Bic la marginea careului, o poziție care convine foarte mult. Șutul deviat, gol! Ovidiu Bic, minutul 62. U Cluj deschide scorul și stați să vedeți ce meci o să avem de acum încolo. Jump around, melodia anilor 90 care a făcut furori și în această seară chiar are cine să sară în tribună. Gol norocos, dar după o fază de asemenea foarte frumoasă. Și vezi, uite, n-a fost absolut nicio diferență. În oglindă, evoluțiile lui Ucluj în repriza secundă cu ceea ce a avut Dinamo în prima repriză. Adică Dinamo are pus și puțin ghinion, pentru că ăsta e un gol norocos, trebuie să spunem acest lucru. Și Dinamo ar fi meritat să înscrie. Dar stai să vedem, o să avem o jumătate de oră foarte, foarte interesant. Dublă schimbare făcută și de Zeliko Kopić imediat după primirea acestui gol. Intră Soro în locul lui Bordușanu. Și este și Ahmed Bani. Da, și intră în locul său Caragia. Aici s-ar putea ca Ucluj să aibă un avantaj, pentru că pe banc, așa cum spuneai și tu în prima repriză, totuși Ucluj mi se pare mai solidă. E mai puțin adevărat, mie îmi place că Dinamo încearcă să și